Ce ne așteaptă în perioada 17-23 iunie 2024, luna plină? Perioada semnului superior deschis al Corabiei. Săptămâna va trece sub stăpânirea energiilor zodiei superioare, care va fi deschisă exact în perioada 17-22 iunie, trecând prin granița dintre Gemeni și racul lui Venus, Mercur și Soare. În același timp, aceste planete vor crea o conexiune tensionată cu opoziția Lilith, Neptun, care ne terorizează de aproape o lună, formând astfel un careute, stând pe vârful său. Și toate acestea în ajunul lunii pline, cel mai înalt punct al oricărei luni lunare. Aceasta va fi o perioadă foarte dinamică, plină de evenimente agitată. Dar, într-o asemenea perioadă, există riscul de a naviga în direcția greșită dacă nu se rezolvă opoziția Lilit Neptun dacă este incontrolabilă, iar aceasta, în primul rând, este despre puterea emoțiilor, a fricilor, complexe, ansietăți despre mari iluzii și concepții greșite care îndepărtează de realitate fie din cauza unor idei eronate, fie din cauza lipsei de conștientizare și a abilităților de autoconducere nedezvoltate, fie din cauza ambelor. Dar sunt șanse mari să rătăcim, să luăm o decizie greșită, să facem o alegere greșită, să ne aruncăm în adâncul abisului. În această perioadă se vor înlăutăți și punctele noastre slabe, ansietate crescută, temeri sau traume neprocesate, complexe și nemulțumiri pe care le avem. Și în mod ideal, trebuie să le prindem, să le scoatem din subconștient la un nivel conștient și să lucrăm prin ele, să scăpăm de ele. În astfel de zile, cu un grad ridicat de probabilitate, vor exista o mulțime de minciuni, fraude, manipulare, inclusiv controlul conștiinței publice în scopuri egoiste. Oricine poate deveni victimă, dar într-o mai mare măsură cei care au probleme cu obiectivitatea, adecvarea și sobrietatea va fi de asemenea un risc crescut de răspândire a bolilor infecțioase, otrăviri și incidente legate de dezastrele legate de apă și vreme. Cea mai bună opțiune de a trăi în perioada semnului suprem deschis al corabiei va fi lansarea unor schimbări pozitive, transformări bune în viața noastră, începutul unor noi gânduri, procese care ne pot afecta pozitiv viitorul. Merită să fim atenți la informațiile care ajung în jurul nostru, gemeni, în timp ce le verificăm cu intuiție, rac și luăm notă de informațiile corecte, tragem concluziile corecte și acționăm pe baza acestora. Acesta este un moment bun pentru o schimbare de peisaj, pentru călătorii și deplasări. Apropo, în perioada de activare a Corabiei, va avea loc unul dintre evenimentele importante ale anului, ziua solstițiului de vară, 20 iunie. Acesta este un punct foarte încărcat al anului, care transportă multă energie. Iar energiile sostițiului de vară adaugă putere corabiei, în consecință ne va fi mai ușor să ne schimbăm destinul, să luăm o altă cale sau să corectăm un curs eronat. Ei bine, vreau să vă reamintesc că toate acestea se vor întâmpla în ajunul lunii pline, într-una dintre cele mai intense zile lunare de 15, când riscul de a ceda ispitelor va fi prea mare și doar principiile noastre morale interne, strălucitoare, idealurile și valorile corecte ne vor ajuta să ne confruntăm cu slăbiciunile și viciile, demonii noștri interiori. Apropo, 20 iunie va fi o zi grozavă pentru a scăpa de unele obiceiuri proaste, calități personale și tot felul de dependențe. Și, de asemenea, în a 15-a zi lunară, conștiința noastră va fi prea slăbită și flexibilă, când putem turna orice în ea, care, apropo, poate fi folosit de manipulatori, escroci, înșelători și tot felul de oameni care nu sunt curați cu mâinile și conștiința lor. Așadar, în aceste zile, faceți tot posibilul pentru a vă menține conștiința la un nivel obiectiv înalt, nu vă pierdeți criticitatea percepției. Multă apă va curge sub pod și solstițiu fericit tuturor! Soarele se îneacă în apele adânci ale lui Neptun, va fi prea mult pentru noi săptămâna viitoare. Merită să facem urări, să așteptăm miracolele de manifestare, merită cu siguranță. De ce ne putem apuca în timpul acestei învârtiri cosmice a roții timpului? Așadar, acum este momentul să ne bucurăm de lumină, căldură și chiar căldură nebună. Folosiți fiecare zi cu înțelepciune, aprovizionați-vă cu vitamine generoase de vară pentru toată iarna, amintindu-vă că toate lucrurile bune se termină. Este important să reținem că începutul săptămânii poate să nu fie corect în ceea ce privește magia pe care trebuie să o creăm în viața noastră. Luni, marți și joi, Venus, Mercur și Soarele vor fi în careu cu Neptun, cercetând smogul cețos al deciziilor și noilor noastre idei. Neptun este asociat cu intuiția și iluminarea spirituală. În plus, este planeta milei și compasiunii. Cele mai negative manifestări ale lui Neptun includ încelăciune, vinovăție și dependență. Absolut nimic nu este clar despre acest geleu de lapte la începutul săptămânii. Unde mergem? Ce vom face mai departe? Cine ia deciziile? Cine este la conducere? Cine este de vină și ce trebuie să facă devine complet clar atunci când Mercur și Venus fug imediat în racul familiar și prietenos. În rac, inimile noastre vor arăta calea și va fi nevoie în special de inteligență aici, chiar și de artificială. Prin urmare, ascultați cu atenție semnalele corpului și ale tuturor celor cinci simțuri. Doar ele vor fi reale. Nu ignorați semnalele înțelepte ale sinelui vostru superior și urmăriți vioara magică a inimii voastre. Ce se va întâmpla în viață când Mercur și Venus intră în rac din 17 iunie? Pe 20 iunie are loc evenimentul magic anual, solstițiul de vară, după care timpul se va transforma inexorabil în iarnă, iar soarele își începe coborârea lentă, atentă, cu o priveliște de lungă distanță înapoi spre luna de sub. Între timp, sezonul racului începe pe 20 iunie. Acordați-vă în avans stringurile inimii. Visul unei nopți de vară de Shakespeare magicieni, zâne și elfii este vorba despre această perioadă a anului. Intriga se bazează pe un triunghi amoros, în care spiritele bune ale pădurii se împletesc. Sub influența lor, îndrăgostiții se ceartă, fac pace și se căsătoresc. Nu s-a schimbat nimic de atunci. Exact așa se îndrăgostesc oamenii, se căsătoresc și caută sprijin de la puterile superioare. Lumea îngerilor și a spiritelor își deschide porțile în această zi pentru contactul cu lumea celor vii. Soarele este un vindecător secret, așa că orice început de vindecare și întărire a corpului are o forță ezoteric puternică. Recoltarea lavandei, mușețelului, verbinei și alte ierburi medicinale va fi de mare ajutor. Principalul eveniment astrologic al săptămânii va fi luna plină a Capricornului, vizionarul personal orientat spre succes, sâmbătă, 22 iunie, și va fi un moment minunat pentru a încheia conversația despre eșecurile profesionale personale și pentru a ne reevalua realizările și lucrurile care ne-au servit bine, dar acum nu mai au un loc special în viața noastră. În ultimele șase luni, multe semne zodiacale nu s-au distrat bine în promovarea afacerii și a carierei, ca să spunem ușor. Și acum vrem să retragem vălul timpului și să revizuim ce anume a meritat efortul nostru și ce nu a meritat. La urma urmei, nimic nu poate fi ascuns sub privirea argintie, pătrunzătoare a lunii Capricorn. Pentru unii dintre noi, acest lucru poate părea ca finalizarea unei etape specifice de șase luni în călătoria noastră profesională. Una în care putem vedea cu bucurie tot ce am realizat, precum și ce nu a funcționat și ce putem face mai bine data viitoare. Dar atenție, Neptun, care este prea mult chiar și în această lună plină, va fi gata să-și aruncem mrejele în orice pește de aur care se imaginează ca un fluture. Această lună plină se înneacă în emoții tandre și avem din nou senzația unui flux continuu de apă. Neptun aduce la suprafață sentimente ascunse. Această planetă ne poate face să plângem de fericire și să confundăm dragostea cu mila. S-ar putea să ne simțim inconfortabil când Neptun provoacă catarsis emoțional. Dar când canalizăm energia acestei planete pentru a ne elibera sentimentele reținute, experimentăm ușurare. Neptun ne arată răni de care poate nu suntem conștienți. Acesta este sensul lunii pline pentru cei care caută vindecarea rănilor din dragoste. Această lună plină ar putea fi un catalizator pentru dezastrele naturale conduse de Neptun pe uscat și pe apă. Sunt posibile inundații cu tremure și tsunami. Se va scurge multă apă la propriu și la figurat. Desigur, nu totul va fi atât de trist, iar Jupiter, care acum este în armonie rară cu Neptun, ne va ajuta să facem față unei situații atât de fatale, trebuie doar să fim extrem de sinceri cu noi înșine. Sextilul magic Jupiter-Neptun până la 1 iulie 2024 Iar în weekend, Mercur în quadratură cu nodul lunar karmic ne va forța să fim prea serioși și să luăm poate cea mai dificilă decizie din viață, care pare imposibil de amânat. Pe 17 iunie, Mercur și Venus intră în Rac. Această perioadă crește sensibilitatea și emoționalitatea. Mercur și Venus în Rac ajută la întărirea legăturilor de familie și la îngrijirea celor dragi. Acordați atenție problemelor de familie, arătați grijă și tandrețe față de cei dragi. Când Venus și Mercur trec în zodia Rac, vom vedea cum vor apărea teme legate de patrie, familie, copilărie și maternitate. Aceste teme se vor reflecta probabil în artă. La nivel personal, acest lucru poate însemna că comunicăm mai mult cu părinții noștri și cu cei dragi. Sunt posibile și situațiile când relațiile romantice trec la un nou nivel și devin mai serioase. Acest lucru va duce la o schimbare dramatică a peisajului nostru emoțional. În timp ce cu Venus în Gemeni era mai curioși din punct de vedere intelectual și mai activ din punct de vedere social, Venus în Rac se concentrează pe sentimente. Cu Venus în Rac nu ne mai justificăm alegerile cu întrebarea are sens ca și cum logica ar fi singura forță care ne ghidează. Ceea ce contează este dacă are sens pentru noi. Iar Racul știe mai bine decât oricine cât de important este să ne acordăm și să avem încredere în ghidul interior. Din 20 iunie, când aspectele tensionate ale lui Marte, Pluto și Saturn Soare vor fi deja divergente, se conturează altul, ciudat și urât, între Lilith și Neptun. Doi magicieni și vrăjitori negri intră în contact și pot crea un fundal tulbure și de neînțeles a ceea ce se întâmplă. Poate un elefant va crește dintr-o muscă sau poate că ochii fricii se vor dovedi a fi mari. Întrebarea, desigur, este al cui elefant, a cui frică și unde este musca. Până la luna plină din 22 iunie, situația cu muștele și cu elefanții va fi și mai complicată, pentru că luna plină însă și se descarcă pe Neptun. În toate condițiile date, Neptun riscă, din păcate, să fie jucat în cea mai rea formă a sa, nori și minciuni, probleme cu apa, pe apă și în apropierea apei, inclusiv inundații și lupte sporite pe apă. Tot pe 17 iunie, Mercur în conjuncție cu Venus la 0 grade în rac. 0 grade în RAC este unul dintre cele mai puternice grade din astrologie. Când Mercur și Venus se întâlnesc la acest grad, se deschide un portal puternic. Nu se întâmplă adesea ca mintea, Mercur și inima, Venus, să fie în deplină armonie una cu cealaltă. Este timpul să dăm viață ideilor creative. Pe 18 iunie, luna în trigon cu Saturn. În această zi ne va fi ușor să ne disciplinăm și să muncim din greu. Trigonul lunii cu Saturn ne va ajuta să ne atingem obiectivele pe termen lung și să vedem rezultatele eforturilor noastre. Fiți răbdători și perseverenți, faceți lucruri importante și planificați pentru viitor. Pe 19 iunie, Mercur în semisextil cu Jupiter. O zi favorabilă pentru învățare, predare și comunicare. Mercur în semisextil cu Jupiter promovează succesul în activitățile educaționale și de afaceri. Angajați-vă în autodezvoltare, învățați lucruri noi și împărtășiți-vă cunoștințele cu ceilalți. Pe 20 iunie, Soarele intră în Rac. Luna viitoare va fi dedicată îngrijirii celor dragi și creării legăturilor puternice. Soarele în Rac crește dorința de a ne proteja și îngriji familia. Acordați atenție treburilor casnice, creați confort și căldură în jurul vostru. Pe 20 iunie, solstițiul de vară, Soarele trece în zodia Rac. Tranziția soarelui în semnul rac va avea loc pe 20 iunie. Soarele va fi într-un aspect tensionat față de Neptun și pe steaua Mencalinan, iar Neptun pe steaua Șat, ceea ce este un factor alarmant, deoarece Mencalinan poate oferi atât onoruri, cât și faimă și poate aduce pericol din cauza electricității și a armelor. Iar steaua Șat pe Neptun este, în general, o stea a dezastrelor, inundații, naufragii, prăbușirea minelor, prăbușirea avioanelor și așa mai departe. Pe 21 iunie, Mercur în sextil cu Marte. Activitatea mentală și comunicarea energetică vor fi importante în această zi. Mercur în sextil cu Marte ne ajută să luăm decizii rapide și corecte. Angajați-vă într-o activitate mentală activă, luați decizii importante și luați inițiativa. Pe 22 iunie, luna plină în Capricorn. Această zi ne încurajează să găsim un echilibru între responsabilitățile personale și cele profesionale. Luna plină din Capricorn ne amintește de importanța simțului datoriei și al responsabilității. Fiți atenți la responsabilitățile voastre, planificați lucrurile și încercați să găsiți armonie între muncă și viața personală. Pe 23 iunie, luna în trigon cu Uranus. Vești bune și întâlniri neașteptate sunt posibile în această zi. Trigonul lunii cu Uranus sporește intuiția și deschiderea către schimbare. Fiți pregătiți pentru noi oportunități, folosiți-vă intuiția și nu vă fie frică de schimbare! Pe 23 iunie va fi un sextil cu Venus și Marte. Un aspect favorabil între planetele de gen va ajuta la stabilirea relațiilor și la înțelegerea reciprocă cu sexul opus.